avem sus în dreapta niște sigle pe care ne-am fi mai exact Google Qualified Company. Cele două sau trei din România, nu știu, Gabi? Câte mai sunt în România după vechiul sistem? Ei, acum o să fie mai multe, pe 10.000 spam după 90. După vechiul 6 luni de zile ca să poți. Da, da. Dar după vechiul sistem, să dai sistem condiment. Încă 6 luni. Nu mai știu care. 3. 3, da? S-au schimbat. Un pic peste la voitativ. Noi, din structura noastră, încercăm să răspundem tuturor nevoilor de comunicare pe online. Mai exact, pe advertising, pe consulting, suntem regia cu cea mai mare share de afișări. Mă scuzați că nu știu peste la birou, dar... avem mai multe performance care vrea să ofere publicitate CPX. X înseamnă în video Action Lead. Sales, clicks, cam orice. Altă context, sistemul de șarte contextuale, pentru care se vorbesc cu tine sau tine, cu care. Mai avem departament de creație, proiecte speciale, FKI, de ceva prin parcă social, pentru că social media, iau mare acolo. Aici e și High Five-ul la Argo Social? Da, da. Și am înțeles că sunteți parteneri cu Republica, nu? Suntem parteneri de... Dezvoltare? Nu. Nu? Mai multe scalii. Am citit pe un site care pare mai ținut de fapt. Dezvoltare? Ok. Continuă, te rog. Are un mobile, dată pe mobile. Asta nu înseamnă SMS-uri, ci banere pe site-uri mobile. Pe Doi Media, publicitate video online. Tot research, de fapt, am făcut pe care am făcut. Alt suport de profil, publicitate contextuală. Și e target care sunt prietenii noștri, au un portofoliu destul de robust de peste 200 de ani site-uri. O să încerc un pic să vorbesc despre două sisteme de publicitate în România. Unul este sistemul propriu Alt Context și celălalt pe Google Ads, pentru că pot să vorbesc despre CPC fără să vorbesc despre Google Ads. Cu fiinte subliniate, cred că toată lumea știe, toată lumea probabil își îl jură, nu? Nu, chiar e un chiar interesant. Sunt foarte friendly, da. Și nici deloc inclusive. Mă bucur să aud. Sistemul funcționează pe bază de cuvinte cheie, site-ul ăsta de cuvinte cheie. Există un portofoliu de site-uri, în momentul în care sistemul recunoaște unul care chiar se subliniază la crossover, apare un bubble care poate fi text, imagine, text cu imagine, flash, video și fiind singurul sistem de publicitate contextuală de subliniază din România care poate servi proiecte speciale, mai ales spuneam Big Bubble sau Short Bubble de YouTube. Eu încă doar am oferit să promit sau să vorbesc despre conversii când vine vorba de publicitate pe cuvinte subliniate. Deci, în primul rând, toți care au încercat au observat un bounce rate destul de mare, ceea ce este și normal. Hai să nu încercăm să găsim conversia imediată prin Alba Context sau prin orice alt sistem de cuvinte subliniate. Frumusețea și utilitatea acestui video publicitate poate fi clar, pentru generare de practic, pentru brand awareness, poți să spui un banner flash sau un proiect special și să plătești la click, ceea ce este genial. Și bineînțeles pentru comunicare. Ai certitudinea că cel care a văzut bubble-ul și citit mesajul, deci e foarte ok. Aici avem câteva exemple de bubble-uri, cum spuneam, cum se vii bubble text, care
e fapt urmea, cât simplu, text cu imagine care merge foarte, foarte bine, mai ales că în spațiul acela micuț, cu ajutorul acelui spațiu micuț, de fapt, putem crea și puțin brand awareness, spunem un logo, sau un produs care la promoție, imaginea fiind de pertenență de text de lângă, are o super performanță. Cum difară rata de click? Rata de click între cele două? Între text și text. Între text și text. Am un slide mai acolo unde vedeți. Da, difară. Power flash. Aici nu o să ajung până la slide-ul cu CTR-ul. Înseamnă campanii care au ajuns pe la 30% rata de click pe net flash. Bineînțeles, ține foarte mult de creație. Iarăși, o rată de click super mișto. De ce? În momentul în care apare bubble-ul, pornește și video, cumva captezi atenția userului și dă click de rapid interesant. Da, totuși, mie nu mi-ar conveni când stau și citesc, de exemplu, un articol, am dat brusc să-mi pornească un film, la mouse-over spui că pornește automat video. Nu e un pic oarecum îl forțez pe om să vadă filmul ăla? Pentru că eu nu citesc textul, sunt prins acolo, citesc un articol, da, am gândul acolo tot. Practic mi apare, îmi distrage atenția și practic, oarecum mie, pentru mine se pare foarte frustrant pentru chestia asta. Pentru tine și pentru un nu, dar când citești textul, eu nu merg cu mouse. Dacă e un text lung, eu merg cu mouse. E un stil de intersecțială sau... Asta este și... Intersecțială nu e. Nu, dar eu merg cu mouse pe text. De foarte multe persoane aceste sunt utilizate. Însă nu este mai mult decât un rollover sau un... Bețișor. Nu, dar ideea e doar la video mi se pare frustrant. Ok, îți apare un banner acolo, îl treci cu vederea dacă nu vrei să te uiți. Dar un video, ai și sunet, ai auzit, ți-a atras atenția instant. Vezi o imagine care se mișcă. Dacă rata de click e bună, da, dacă rata de click e bună, nu neg asta, dar... Merge foarte ok și mai ales avântul pe care ia publicitatea video pe online în ultim, este o oameni mai frumos super bună. Da, asta a fost multe din... Nu, dar știu ce, și cum mă gândesc, eu scuze că... Mi se pare că e dreptul publisherului să afișeze aceste mesaje. Deci tu citești textul, dar da. Într-un fel trebuie să plătești, cum s-ar zice, într-un fel, trebuie să plătești pentru textul care îl parcurgi. Și dacă publisherul vrea să plătești în felul ăsta apărându-ți un video, mi se pare ok, e dreptul lui de proprietate asupra. Ah, oricum el pe site-ul lui poate să facă orice da, vrea. Da, poate să ne arunce, citesc textul după ce stai până ce duci de banner. E riscant pentru publisher, că ok, eu ca publisher am voie să fac ce mă taie cap pe site-ul meu. Dar în momentul în care fac chestii din astea, într-un mod abuziv, din 2000 cât am avut luna trecută, luna asta o să mai am 1000, că restul au plecat pe site-ul unde nu-i reclamă. Știi de ce spun chestia asta? Că am observat, de exemplu, afară, ziare foarte, foarte mari care nu au o modalitate de a-și scoate banii din conținutul care afișează online, dar nu mai cumpără ziarul pe hârtie ce se citește online, bagă reclame de alea nasoale care ți se negrește tot ecranul, îți pornește video-ul și la unele chiar nu poți să-l oprești. De exemplu, New York Times, pe unele articole, pornește video-ul mare în tot ecranul. Da. Și nu poți să oprești video. Și asta e, trebuie să suporți 30 de secunde de reclamă exact cum suporți la televizor ca să vezi un film. Da, dar e pe de altă parte oferă un conținut unic și foarte bun. Și atunci tu o să te întorci indiferent de reclama aia de 30 de secunde. Că te enervează aia, zici. Mai de content. Dar dacă contentul găsești și pe alte 3 site-uri fără reclamă, de ce aș rămâne aici? Dar asta e o discuție care nu cred că și are rost. Da, da, da. E off topic un pic, deci putem să... Am să-i se creează două acolo și contextuale. Poate inclusiv sunt alte forme de publicitate mai inclusive și mai normale. Dar eu am văzut... Dar oricum dacă e mouse-ul dispare. Asta dacă este ok. Dar am văzut, scuze că te întreb, legat de ARPO context, că e contextual, că e publicitate contextual, am văzut targetare pe unele cuvinte care nu și-au... Reclamele respective nu și-au rost un context. Spre exemplu, spune, e vorba o știre, nu știu, despre o crimă, în care îți povestește că a venit criminalul, a coborât din mașină și după aia sunt 4 paragrafe despre cum a omorât-o pe aia. Iar pe cuvântul mașină e anvelope de iarnă, de la nu știu cine. E din cauza să nu confundăm publicitatea contextuală cu targetarea Google.
context. Google targetează după conținutul site-ului, se analizează lista de biblioteche, mesajul de cuvânt. La publicitatea produsului să nu ne așteptăm asta. Chiar am primit de la o agenție un screenshot foarte drăguț. Era o știre despre unul care a apărut în lumea. De ce apăreau cu subliniat zbor că o companie aeriană, ceva de genul ăsta. Ok, ultimul zbor cu o fluență, sau mai știu era dacă nu contează. Oricum, exemple sunt nenumărate, dar nu. Altă context și în general cea care este trebuie folosită pentru altele lucruri. Într-adevăr, n-am știut cu mine că eu dacă promovez nu știu ce bancă și o să-mi apară cuvântul subliniat doar pe site-uri financiare sau nu știu ce. Ok, eu îmi targetez un site financiar, dar dacă acolo e o știre cu primăria investit nu știu cât pentru renovarea băncilor din Hearthstone. Exact. Și atunci ce relevanță mai are? Cât de contextual mai e? O întrebare pe care aș avea eu este dacă aș putea targetare contextuală pe cuvântul mașini. Are un buton on-off, are un buton on-off. Deci pe cuvântul mașini sau pe auto, da? Dar care să fie efectiv pe categorii de site-uri de genul. Site-ul auto, site-ul de business sau secțiune de auto. Deci asta se poate. Ok, în cazul ăsta îți rezolvă o relevanță, dacă poți să-ți share tipurile de site-uri pe care intri. Păi perfect, dar dacă poți să-mi aleg tipurile de site-uri, de ce nu fac advertiser-i? Că atunci mi se pare foarte ok ce a zis Călin. De ce să investesc într-un sistem care să zicem, competitor la Google, când eu pot să targetez pe vârstă sau pe altceva? Că oricum nu pot să fac un sistem la fel de bun ca ei. În general, dacă vă puteți la click, este ok să-i la pull. Plătești la click, practic, Argo Context este un sistem pe care, până nu se apare bubble, nu funcționează click-ul pe cuvânt subliniat. Asta înseamnă că ne adresăm exact celor care citesc mesajul. Dacă eu promovez o mașină pe un site de momici și momica aia a dat click, înseamnă că e targetul meu. Nu contează că a fost un site de momici. Și o să scadă bounce rate-ul landing page, ceea ce este ok. Asta e discutabil. Categoric. Faptul că ea a dat click pe ăsta nu neapărat înseamnă că e targetul meu, depinde de comportamentul pe care îl are ea ulterior pe site, dacă exact. Este de targetul meu. Deci, ea poate să dea că îi place culoarea, o vede roz, vede exact. Un roz sau un alt iar ce zice roșu. Un comportament manipulativ de partea noastră. Nu trebuie să primim o targetare in-text, pentru că nu este un valoare. Pur și simplu este întărirea percepției consumatorului sau asocierea brandului meu cu anumite cuvinte. Ok, promovezi mașină, e ok să apar pe anvelope, e ok să, sau promovezi anvelope, e ok să apar pe mașină, e ok să apar pe auto, chiar dacă cuvintele respective nu apar într-un text foarte relevant pentru produsul meu. Este o chestie de percepție. Da, măi, pe mine m-a intoxicat. Eu citeam o știre și m-a enervat de venea să arunc laptopul pe geam. Că mi-a cum apărea pe cuvântul mașină, mi-a apărea nu știu ce anvelopă. Mie mi-a rămas în minte, pentru care mă duc pe Google și când am nevoie de o anvelopă, îmi amintesc de reclama aia stresantă și nu de mă duc și pe Google. Dar e mai vreo o site care o să... Vorbeam mai devreme de favorul lui. Nu știu, am singurul sistem în România care oferă așa ceva pe cuvânt subliniat. Din punctul meu de vedere, este un super branding la un super preț. Ca să... Și asta era, scuză-mă, e reclamă care apare pe 9, nu? Da, e cuvânt subliniat și... Da, cuvânt subliniat și apare... Se servește ca un flash normal, vedeți, nu are nimic. Și mie, ca să mă duc la McDonald's, cine mi-a plăcut? Doar pe cartofi și pe mare sau peste tot pe pagina? Dacă dau, în momentul în care îți apare bubble, poți să dai click și pe click-ul tău. Până nu îți apare bubble, nu poți să dai click-ul funcționează. Nu se declanșează, de fapt. Și un click în pagină, pur și simplu, restul nu. Deci mai dau o dată pe 9 sau... Cum fac pe... Să-mi închizi bubble, de fapt. Da, să-mi închizi bubble. Nu. Două secunde, nu schimb. Mai aveam o întrebare. Vreau să te întreb că, unde e mai avantajos să vin? Să mă duc la Arbo
colegii tăi de la Arbo care vând bannere și să le zic că vreau un branding care la un moment dat când sunt pe site mai mult de pagina mai mult de 3 secunde să mi apară așa ceva peste text cu posibilitate de închidere, sau e mai eficient ca și cost, mă refer, să vin la tine și să vreau un branding de genul ăsta? Ce să prin asta? Colegii mei prin site-ul și ce să depinde de efect. Eu care vă context nu pot să-ți targetez pe, să-ți limitez afișarea pe user cu colegii mei, de exemplu. Da, pentru că au regie și spui vreau să apară acest banner inclusiv, probabil doar de 3 ori, în decurs de 2 ore pe user femei. Acum avem și pe Havia, dar pe primul an și o să targetăm femeile. Eu nu pot prin altă context, nu trebuie să... Dar poți să le site-uri unde să apară? Da, categoric. Se pot targeta site-uri, categorii de site-uri. Bun, dar ca și cost, unde e mai eficient? Nu, în mare este cam același, însă sunt diferențe. Da. De diferență de targetări și de site. Da, între sistemul Arbocotec și portofoliul Arbo Interactiv. Asta este un alt exemplu de doi special, cu o campanie care s-a terminat acum recent. Ai salon virtual sau ai la? Nu, Colentel. Nu prea se vede foarte ok în... Doar cu cuvântul de sel și ți-a apărut cuding de la doctor. Tu, în mintea ta, clar ai asociat, sau încerci să asociezi deselul cu doctor Rutger. Este o chestie de percepție, de întărire a mesajului, calitatea cea mai bună rețetă de wow. Am o întrebare. Ia-te la microfon, ia-te la microfon. Microfon. Ia microfon. Am avut și... Am o întrebare, pentru că eu sunt de cauză cu mine, și eu la fel dau mai exact cum funcționează și cum trebuie la revizor. Deci, eu văd acum venerul și doctorul voi, văd că și calitatea e cea mai bună rezistentă, da? În momentul în care userul de click e pus să dea click numai pe zonele colorate, sau de exemplu dacă îl duci acolo cu mouse pe lucru bun, îi dispare. Înțelegeți ce vreau să zic? Dacă este un layer invizibil acolo, corect, cât un pătrat care încadrează. Pentru că e posibil ca el, de exemplu, să vrea să se ducă pe text, vrea să iasă din banner și, de fapt, dacă este un layer invizibil, eu dă click și mi-a dus pe design. Dacă dă click în afara bubble-ului sau banner-ului... Dar care este bubble-ul aici? Asta am trebuit, este un singular. Deci doar ce se vede, nu există zone transparente ascunse. Este un PNG transparent, practic, cu... și dacă dai acolo între calitate și... Este un layer invizibil sau... Probabil destine de creație cum se lucrează. Destine de agenție cum vine trimite și... invizibil cum spuneți voi, că aveam pic într-o parte și... Ar trebui să fie. Da, pentru că, deci, vezi că dacă ar fi un lane invizibil, s-a faptul că mulți din userii care dau click acolo... Dar click-uri invalide, sau probabil să facă și de creație, dar am dat sigur. Da, aici este un exemplu puțin mai special, pentru că e și creația mai specială și care poate... Și în acest exemplu, văd că ați folosit o reclamă de branding, dar o reclamă care targetează notorietate și branding, însă pe un spațiu GPC. Și comedia a semnat acolo ăsta, numai era viceversa, să nu pui GPC pe spații de branding. Nu, era înainte de timp, mai categoric. Am înțeles, dar acum nu mai putea să fie. Dar asta nu îmi spune nimic. Nu, este altceva. Chiar de firma, a semnat arbo interactiv acum. Arbo interactiv, entitate juridică. Nu, nu știu eu. Nu știu ca ce va ține convenția respectivă, dar să referă strict la bannerele standard, formate standard de branding. Altceva. Nu mă, știi care e diferența? A semnat Arbo Interactiv. Asta e alt Arbo. Nu cum te-am auzit. Și practic la acest sistem mai mult activează la click. Dar reclama nu induce, nu are niciun call to action către click. Înseamnă că nu se dau click-uri, de fapt lumea vede pudding-ul. Call to action pare categorică, pentru că mă auzi că ți apare
dar nu e îndemnat. Dă click ca să-ți dau un pudding gratis, ca să-ți dau un voucher, ia ca să vezi rețeta. Păi da, dar aici tu gândești... Nu, dar aici nu se tarifează la click? Ba da. Și ce, dar vreau să fie un păi nu, dar interesul vostru nu e ca lumea să dea click pe reclamele astea, dacă, spre exemplu, la reclama asta doar comunică ceva. Da. Nu cere o acțiune din partea utilizatorului. Voi banii vi-i luați pe acțiune. Nu, e banii și-au luat când a dat pe click, pe cuvânt. Păi dar nu, că e reclama, ai zis că apare la mouseover, nu la click. Pe clickul din bubble, bubble apare, când trebuie să și banul când îl iei? Banul când îl iei. A, deci tu, practic, afișezi reclamă gratis. Da. Deci eu văd Dr. Rocker Pool, zic ok, bun, bun. Cum am mai departe, îmi spune reclamă gratis cu Dr. Rocker. E un pic împotriva convenției. Nu, este articul pe dușate. Atunci ai putea să interzici orice flash sau logo din publicitatea profesională sau de la Facebook, sau de la neodinul numele sau de pe să spună. Convenția este că reclamele plătite prin CPC vor fi doar să pun format text. Nu vor mai prinde format... Acum, într-adevăr, ăsta nu e clar dacă e format text sau e format imagine. Aici nu intre și nu intre și pe niciodată textuală. Nu intre și pe niciodată textuală, categorie. Acum, mă rog, a venit ideea cu impresiile. Cum este influența text? Adică cât de mult plătesc? Sistemul e la bază cu licitația. Practic ești influența... Stai asta publicitatea e nouă, nu știu. Da? Da. Adică explică-ne exact ce se trebuie de la o sumă. Eu la pic mic. Însă publicitatea îți influențează sublinierile cuvintelor și implicit și clipurile pe care le iei și afișarea bubble-ului. Ce tărău va influența? Nu, nu. Nu mai trebuie la lor de vitere, cuvintele de cod. Cu alte cuvinte, eu videz cât mai mult îmi afișați, îmi afișez cât mai mult și dacă am click-ul bine, dacă n-am click-ul bine, sper pe punctul ăla. Nu știu. Mai mă interesați, mă, că e foarte bine. Eu am crezut că e fix. Eu așa rămâs de semn, de când se vedea la fix, era un 2 ron. 2 lei era, 2 lei sau 1 leu. Era de licitația mea. Acum da, dacă tu vrei cuvântul de set, cine îi cumpăram de la? Cu asta să bată cuvântul de set, îl poți cumpăra. Pentru 20. Dacă nu aveți influența, nu îți pare super relevant. Nu. Asta ține pe scena aici ca profesionist, să spun așa. Îmi dai seama că ai un teren mic, categoric trebuie să faci ceva, pentru că scopul tău, da, aici ai scopul tău e branding, însă vrei să spună și lucruri pe site. Și nu știu că vrea doar branding, nu e adevărat, vrea și lucruri pe site. Și VIP-ul ce? E branding? A, și acolo ai avut 35% CTR. Nu, am avut pe un flash, însă nu am întrebat, pentru că am pus să iau un medie. Voi ați făcut separarea flash, video și VIP, aș doar așa, de, ca la vânzare, ca să înțeleagă... Pe toate da, la influențează categoric. Bineînțeles, formatele care conțin imagine sunt, CTR-ul este influențat doar și de trage, pentru că normal să fie așa. E o medie făcută pe toate site-urile voastre, din toate campaniile care au rulat, sau? Nu, este o medie a mea de campanie care le-am făcut eu, să văd ca marge de CTR. Bineînțeles, e relevant ca și de ele diferențe. Dacă stăm să ne gândim că CTR mediu pe online este 0,3%, facem minunea atunci, pe care după aia 35%. Ce spuneam mai devreme? Hai să nu ne așteptăm la conversii de la... sau cel puțin, hai să nu ne așteptăm la conversii imediate. Da, prin Google AdWords poți să am pretenția să am o vânzare imediată. Acest tip de publicitate nu trebuie să cerem așa ceva. Se poate, e o rată de conversie destul de mică. Scopul acestui sistem nu este cu conversia imediată. Este transmiterea unui mesaj. Tu ai cel puțin că omul îți vede bubble-ul pentru că am deschis și stă cu ochii acolo și probabil se
deschidă, dar s-au dus și în timpul ăsta, ți-am văzut mesajul. Cum spuneam, îți întărește categoric percepția consumatorului, asocierea brandului tău cu anumite cuvinte, când era mai devreme, adrese, da, Putin, sau, mă rog, era o campanie pe McDonald's, asta ține foarte puțin, nu prea e cu fragări, însă, în general, poți să asociezi anumite produse cu anumite cuvinte. Branding, cred că am făcut de acord. Și, bineînțeles, eu și clienților mei, în cazul unei campanii AdWords, da? Când voi integrați AdWords în orice campanie, ca să ai un mesaj ok și, nu știu, chiar cineva mai devreme are un client care nu vinde, care vreau să facă. Atunci fă ceva. Ok, ai prețul mare, poziționează-te ca atare. Hai să integrăm și Albo Context și Neogen și OG în o campanie mai amplă, astfel încât mesajul să fie ok pe început. Și mix de medii crește cu cel de fiecare medii. Categoric. Da. Ca avantaje, avem tarifare SPC, costuri reduse comparativ cu alte sisteme și un control permanent. Spuneam, mai puțin de cuvinte, probabil ai dat multe mai mici peste vreo două săptămâni să vezi ce s-a întâmplat. Scuze, există un sistem de management al campaniei? Da, da. Către client? Da. Cu ca și client, poți să intri, îți faci cont de client, îți faci singur campania sau poți să apelezi la agenții ca noi, research și să faci din campania. Există doar multe campanii. Unde îți faci contul ăla? Nu cum te-a făcut contextul lucru. Este varianta a doua, sistemul aia context. De îmbunătățit dacă și de asta nu o să-l găsiți. Un link ar fi bun. Dacă spune Parco Contextul, un link către... Parco Contextul, nu când Parco Contextul. Nu, n-am găsit, nu știam. Se lucrează, varianta 2 este în variantă beta momentan, de asta nu s-a făcut tranzacția Parco Contextul.ro. Cum se face plata? Card sau...? Nu, prin bancă. Okay, da, din păcate este un mare handicap. Sistemul este preluat de la colegii noștri din Cehia, care așa funcționează. Încercăm să îmbunătățim treaba asta pentru că este destul de greu să faci transfer prin bancă. Uite la bancă, este carte. Se lucrează la asta, cum spuneam, este o variantă beta care pune ce poți să îmbunătățim. Dacă hotărăști să faci singur campania, există valori recomandate pentru CPC cu care se pornește anumite cuvinte? Sistemul îți indică niște valori CPC de plecare. Poți să începi cu minim, să vezi cum merge, poți să bidezi mai mult, să... Puteți să experimentezi. Și pe ce se bazează sistemul cu hotărăște valorile? Pe ce se bazează sistemul cu hotărăște valorile? Cât s-a cheltuit pe industrie? Nu, este un range de valori sau un zi de plecare. E un algoritm extrem de complex care să dai cu 5 de indici, vreo 100 de indici, da? Și în final apare valoare. Și după aia se modifică în funcție de fluxul intern al sistemului. Ok. Era o glumă. Da, nu se modifică. Pe care v-am cu anunțuri mai mult sau mai puțin targetate pe care le trebuie să facă research. Stai să văd dacă... Pe partea de content. Nu era așa. Stai pe aici ceva? Nu, dacă... Cum? În stânga? Nu, tu ești cu dreapta. Nu, tu ești pe pagina 3, da? Da, îți decât 12 rezultate, tu dă-l tot. Stai, sunt doar 8. Ok. Apartamente busurile de astăzi. E ok. Toată lumea le cunoaște și cu rețeaua AdSense. Da. Dar pe ce și pentru ce Google? Voi de ce folosiți Google sau de ce recomandați? E mare discuție. Am prezentat la un cont care încearcă să adune 100 de avantaje de ce să folosești Google. Bogdan Aron are. Bogdan Aron are un post chiar fix pe tema asta. Bogdane, nu ai tu postul ăla cu 100 de motive pentru care ai văzut? Nu l-am mai terminat.
câte puse este? 50 și ceva, ți-am zis. 60. 60? Tu spui 60 plus motive. A, vezi cum se repete unul. Păi am adăugat, mai adăugăm. Eu am pus aici puncte puncte etudul, pentru că ar fi foarte multe modurile pe care să folosesc Google AdWords. Ca și targetare, din punctul meu de vedere, mai targetabil decât Google AdWords poate fi doar un promovat de la pe care îl vezi prin supermarket și te-a văzut că te uiți la o pastă de din și vine și s-o bagă în... Nu sunt de acord. De ce? Pentru că intenția de cumpărare a audienței nu este indicată de faptul că promotorul se duce și îl targetează pe ăla din punct de vedere al lucrului lui. Dar 80% este omul să-l ce să și Colgate sau alt brand. Și tu ai venit cu... Când ai fost atât la exemplu. Ba da, am fost exemplu aia de vorba de promotorița care stă la raft și omul se duce către raft și când omul se duce la raft, se duce la... Nu, când omul e deja la raft și se uită și alege. Nu știi, va vine și te ia. El deja are intenția de a cumpăra, puteți să îngerăți. Bine, atunci sunt de acord. Ți-am zis că l-ai postat. Nu știu, am fost cu tași și m-am gândit dacă e ok să mai dau exemplul ăsta mereu. Și cred că este ok. Că am găsesc o formă mai targetabilă de publicitate decât Google AdWords. Asta în condițiile care o campanie este bine făcută. Pentru că toată lumea se laudă, știi, să fac AdWords. Da, țin toată lumea. Ne tot oprim, sau ce puțin eu, m-am vorbit de clienți care au impresia că dacă am un prospectiv primit pentru companie, e ok, dar tu n-ai nici o afiliată să și ce fac. Dar eu zic că e discutabil, pentru că din altul spui care campanie este diferită și atunci tu poți să spui întotdeauna că ești foarte bun pe ceea ce ai făcut. E ca la SEO, știi? Dintr-un anumit punct de vedere. Invers. E deschisă. E rapă. De, da. Dintr-un anumit punct de vedere e ca la SEO. Poți să ai o campanie foarte, foarte bună acum și să ai rezultate foarte, foarte bune la campania asta și pe un alt site, cu alte anunțuri, chiar dacă ai experiență și cam știi cum, să nu atingi același rezultate. Deci, eu nu cred că cineva dintre noi poate să spună, știi ce, la absolut orice campanie pe care am avut-o, am fost foarte bună. Și acum vorbim de cei care deja au experiență în campanii și care știu că în momentul, momentul în care deci de obiectivele campanii este să de ce discuție e discuție lungă și adâncă. Adică o să scrie o carte, o să aibă un preț și o să fi. Da, exact, ce și cum. Nu contează numai publicitatea, contează și ce vinzi. Adică produsul, piața, sunt foarte multe la mijloc. Contează power brand-ul pentru campania pe care o faci. Contează prea, sunt prea multe aspecte de luat în considerare ca să poți să spui că ai făcut o campanie foarte bună. Campanie și de acum da, înainte toate campaniile pe care o să le faci. Da, exact ce spuneam. Pentru majoritatea persoanelor, tot se rămâne la cost la Google AdWords. Da, am cost mic. Ok, și ce faci cu costul ăla mic? Da. Tu vrei vânzării la... Chiar dacă ai convert. Da, și pentru ce categorie? Îl folosim pentru vânzări imediate, dar aici chiar putem să spunem. Da, urmăresc o vânzare imediată, vreau ca omul ăla să cumpere dacă intra pe site-ul meu sau să facă ceva. Vreau un lead, vreau să se înscrie, vreau trafic, ok, Google de trafic. Vrei să comunici? Vrei să nu aș poate zici. Și am să-mi iau un premiu. De ce? Ce vorbeam mai devreme. Integrează Google AdWords, dacă nu ești pe search, mai un SEO bun, vină cu o campanie Google AdWords. De ce? Știe toată lumea de lumea cafelei? Campania care a avut internetul două? Toți ați visat la timp, dar că cum hai să vedem ce s-a întâmplat pe Google cu această campanie. Este un grafic scos cu ajutor Google Insight for Search. Îți arată nivelul de căutare a anumitor termeni pe anumite perioade de... Dacă înainte de 4 martie, nivelul de căutare a termenilor, lumea cafelei, nu se cunoștea, i-a numit cafe, se cunoștuse, căuta foarte puțin pe Google. În momentul în care a început campania, puteam vedea tendințele de căutare pe Google. Adică categoric. Mesajul a fost bine transmis în această campanie. Și oamenii unde vin să caute, am întâmplat ei pe Google, pentru că 90% folosesc Google. Chestia asta, după
Eu un filmulez de la Google. Păi nu, că e cu lumea acasă. Eu un filmulez de la Google identic, doar că ea Nike și Cristiano Ronaldo. Deci putem să continuăm, nu? Adică ne-am lămurit cu Nike, da? Putem să go on? Deci pentru că să PPC bun, nu asta e. Eu îmi grabă și lipsesc multe de măsări, nu știu la ce să mă uit. Număr de căutări în timp. Eu am fifa de căutare. Volumă, volum de căutare. Milioane, în ce? Toate în dințe. Procente, și unde-i scolașul? Nu, era vorba de comparație, că a crescut. Da, mă, e 100% valoarea maximă la care a fost și în rest. Uite, lumea cafele, cum v-am zis, în funcție de perioada campaniei. Nu, ăla e 100% uite pe acolo. La care a ajuns în perioada dată, volumul de căutări. Mă rog, dar și, nu știu, cum s-a vizit Google, ceva cu media căutărilor totale. Deci, se ia valoarea maximă la perioadă și totul se raportează la acea valoare maximă și se dau numai procente. Deci nu e nimic absolut, acolo totul e relativ. Mare, și asta special. Valorile din stânga, aia să nu vedeți întrebarea asta și deci, eu vreau să-i mele spui. Avem ordonat. Da, nu, deci să nu vreau vorbim de căutare, pentru că e o linie dreaptă, adică ne scoate probabilă ca căutări în fel nesemnificativ, însă în momentul în care oamenii au asociat rezultate de acea promoție, de acel concurs care a zlucinat internetul pe parcurs de o lună și cam două luni, au început să trească și căutările după brand, Nescafe, cel care a sponsorizat concursul. Mi se pare interesant efectul după. Adică m-aș fi așteptat ca brandul să rămână continuu sus. Dacă s-a oprit campania pe 15-a, 4-a, tu nu mai statistici. Indiferent că s-a făcut căutări. Da? Deci asta te fi explicat. S-a oprit și gata. Ar trebui să ne urmărim peste 3 luni sau 6 luni ce s-a întâmplat. Exact. În mod natural trebuie să urmărești post-campanie, cel puțin 6 luni să vezi efectul care l-a făcut o campanie pentru că... Dar nu observați în data. A căzut la 15-a, 4-a și gata. Dacă ai oprit campania așa să... vede pe grafic. E ok. S-ar putea vedea, da, ce pe s-a avut după sau anunțat cu cifre. Da, mulți au fost dezamăgiți, dar... De verificat promoția asta. Deci asta conține în care... Nu a afectat pe... Ceea ce de fapt e ceea ce te interesează ca și marketer. Da. Îți promovezi brand. Categoric. Asta se și vede. Asta în condițiile în care multă lume a știut exact unde se intre. Pe Eva, Eva care a postat acest microsite. Deci are pe Eva. Însă foarte mulți au făcut pe Google. Pentru că ție îți va mâine întrebări de orice campanie de imagine. Am vrea să fiu cărbătași, dar de ce să caut lumea cafele pe Google după ce am văzut o reclamă cu lumea cafele? Pentru că ești utilizatorul lor care nu știe să-i scrie adresa. Da. Și scrie lumea cafele ca să intre pe site. Au scris lumea cafele în care caută numele site-ului. Păi asta zic, da. Da, exact. Nu te duci în adresă ca tu, ți-ai deschis ca roboțel. Vrea să intre pe Hot News, scrie Hot News în Google și dă click pe primul rezultat. De aia ai volumul de căutări. Google l-a găsit norocos exact asta în față. Ce sunteți? Ce de la Google am spus, dar spus din rețetă frumoasă, sunt văd multe campanie de imagine, rata de căutare pe produs și pe categorie de produs. De ce pe produs? Tu știi că aia a fost un laptop, ok, hai să luăm un laptop. Nu mai știu exact ce marcă, dar aveau super promoție, dar și de un laptop, e un produs. Și categorie de produs, probabil că, da, sau, na, hai să luăm la produs, laptop Asus, că știu că era Asus care avea promoția, și categorie de produs e laptop. Rata de căutare după o campanie de imagine crește pe Google cu 100%. Prin comunicare tu poți doar să transmiți un mesaj. Orice mijloc ai folosit, TV, outdoor. Eu eram în mașină la Umilia, am văzut un super outdoor, dar nu mai știu exact. Mi-am rămas în timpul de minte. Băi, era parcă o excursie prin Thailanda, mi-ar plăcea mie. Și ce fac după aia? Mă duc categorii pe Google, mă caut. Dacă noi nu suntem și pe Google sau advertiser nu e pe Google în momentul în care eu caut,
Pot spune că comunicarea lui Scuze-mă, cred că n-am fost foarte explicit. Nu mă refeream în mod normal, ăsta e pattern, ăsta e forma. Eu mă gândeam la lumea cafele, efectiv. Da. Deci să-mi explicăm, mă, de ce. Și a fost la televizor, lumea cafele și mașina. Asta a fost desa lucrurile, a rămas. Mai rău, bine, am spus, mai rău keyword-uri pe care le-am putea atribui acelei campanii, gen Eva, lumea cafele sau Eva Nescafe, uite, ca să vezi asocierea. Lumea știa că a fost postat pe eva.ro și s-a căutat pe mine Nescafe Eva sau cafea Eva sau... Bine, dar volumul de căutare pentru Nescafe este inclus în Eva Nescafe. Așa, și... Când ai prezentat Nescafe, el practic includea și volumul pentru Eva Nescafe sau Nescafe Eva. Depinde cum au fost alcătuite portofoliile de cuvinte cheie. Nu. În fiecare campanie. Cred că e un detaliu nesemnificativ. Cred că cu toți am înțeles ideea. Ideea e că în momentul în care te lovești un mesaj publicitar în oricare din mediile alea, ai tendința să cauți pe Google, deci advertiserul are nevoie să fie prezent și acolo. Cred că ăsta e mesajul. Și pentru că tema era... Dacă era Eva Nescafe sau Nescafe Eva, cred că e un detaliu... Da, pentru că era tema sistemului cu PC, da. Nu puteam să nu includ încă aici. Este probabil cel mai semnificativ sistem cu PC. Sau, da, majoritatea serverilor lor. Cine? Google. Da, zi, Google. Încă am avut niște speakere aici care făceau affiliate în străinătate, care spuneau că... A, și ad center-ul de la Microsoft funcționează foarte bine și Yahoo Business, cum se numește? Zevoronia. Nu, făceau internațional, făceau affiliate marketing internațional. Google poate fi considerat ca, pe unii, eu nu consider periculos, dar foarte periculos. Na, unde locuiești cel mai rău populația decât în informație, dacă cum problemele astea poți să-ți ai un control fenomenal. Este un super sistem, eu personal... Ce s-a întâmplat în China? Nu are nicio legătură, chinezii au... I-au vrut să-și facă propriul lor, au vrut să-i dea afară de acolo, tocmai din cauza chestii. Bine, Baidu e de mult așa. Mai vrei să-ți capă de Google, pur și simplu. Câteva înainte să le-am judecat Google, pentru că nu au anat postările porno după o să-i vei. Oricum, lasă că oamenii au nevoie. Da, oamenii au nevoie. Da.